Încercam să intru la școală, la academie și la un moment dat era o speranță. Am făcut un an jumate atunci când la Catedra Bizan cu Ion Bizan, după care a trebuit să plec. Și n-am mai continuat acolo. Și am revenit după aceea, din peste câțiva ani, cu un fel de curs de artă alternativă. Nu știu dacă mai e cineva care și-a aduce aminte. În 98 am pornit un alt proiect cu un grup de studenți din toată Academia, care voiau să discute despre probleme care nu se făceau la școală. Cum spui tu despre scena artistică, despre piață, despre cum se faci să reușești, cum este în Occident și așa mai departe. Și atunci veneau studenți din toată școala. Dar nu, condițiile erau foarte grele, nu era niciun spațiu afectat și atunci mergeam pe stradă. Și mergeam și era interesant, mergeam la bere, discutam după aceea. A fost studiu 4-9-8, ceva. A fost foarte interesant. O perioadă așa, m-a ținut un entuziasm până când, iarăși, și asta a trebuit să se încheie la